am să-mi iau o pungă cu popcorn și am să stau să mă uit la televizor. Deci nu-l interesează dezbaterile. Tocmai prin această atitudine de mândrie a pierdut. Iar dacă credem că Ioanis a câștigat pentru că a vrut Dumnezeu lucrul ăsta, atunci să credem pe mai departe în proces. Să ne credem în, nu în Ioanis, în Dumnezeu care l-a pus în fruntea țării. Să nu uit odată pentru totdeauna că al meu singur prieten îmi ești Tu, Iisus. Versurile scrise traiam 2.